Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Vrem să purtăm câteva discuții legate de problemele mediului de afaceri. Pe de o parte, probleme legate de funcționarea la nivelul administrației locale, la nivelul primăriei municipiului Roma și a zonei metropolitane. Și pe de altă parte, să discutăm, profitând de prezența domnului Dr. Deoreanu, și de problemele din punct de vedere al fiscalității și a legislației naționale. Mă bucur, în primul rând, că ați răspuns pozitiv, așa cum spuneați mai devreme. La urmă, o să facem și o discuție în ceea ce privește Spitalul Municipal de Urgență Roman, o gândire pe care am făcut-o împreună cu domnul director Achil Loae și la care sperăm să achiesați și dumneavoastră. Am să-i dau cuvântul și domnului deputat Deoreanu să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte, după care vom intra în dezbaterile cu ieșitele între ea. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Am vrut să am o discuție cu dumneavoastră pe probleme legate de mediul de afaceri, pentru că în București am avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, companii mari, mijlocii, reprezentanța IMM-urilor, și atunci am considerat că e firesc să inițiez o astfel de discuție și la nivelul municipalității. Sigur că, fiind membru în Comisia Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, avem tot felul de întâlniri, dezbateri, tot felul de solicitări, de propuneri, ba din partea SF-ului, ba din partea firmelor de asigurări, a unor ONG-uri, a reprezentanților mediului de afaceri, dar parcă mai mult ca niciodată în această perioadă, sunt tot mai multe solicitate, tot mai multe întâlniri. Se vede o trepidație, se vede o neliniște în mediul de afaceri, pentru care și eu am considerat că este bine să ne întâlnim, să purtăm o discuție la Roman. De altfel, PNL este și în mod tradițional partenerul reprezentanților mediului de afaceri, pentru că a susținut mereu măsuri care să întărească și care să sprijine mediul de afaceri. Dacă vreți, cea mai concludentă a fost acea măsură cu 16%, cu cota unică, pe care am susținut-o și pe care o susținem și în continuare. Avem și alte măsuri pe care le propunem și sper ca în luna septembrie să fim în măsură să avem o nouă întâlnire prin care să vă spun din propunerile noastre, dar și din propunerile dumneavoastră pe care le aștept astăzi, ceea ce inițiem și ceea ce încercăm să ducem spre aprobare în Parlament. După cum știți, după alegeri am avut și avem două guverne. Un guvern grindeanu care a început pe un program de guvernare care a fost asumat și votat în număr mare de români, care a mers până de curând și datorită nesustenabilității unor măsuri, nepunere în aplicare a altora, a fost sacrificat chiar de propriul partid care îl și susținea. Avem acum un guvern 2, un guvern Tudose, care a venit în schimb cu un alt program de guvernare care nu a fost votat de această dată de români. Un program care vine și schelodește mult primul program de guvernare și care vine cu un atac major, în primul rând, către mediul de afaceri. După ce în primul program de guvernare s-au făcut foarte multe promisiuni și majoritatea dintre ele nu s-au implementat, multe s-au prorogat, vă vorbesc doar despre promisiune cu creșterile salariale de 100% la medici începând cu 1 iulie, de 50% la profesori începând cu 1 iulie, termenele s-au prorogat pe 1 ianuarie, cu 25% la medici, cu 25% la profesori, apoi s-au dus către 1 martie 2018. Vă rog, poftiți.
Dar, așa cum am spus și atunci, dacă ați urmărit și interpelările și intervențiile pe care le-am avut de la tribuna Parlamentului, prin specialiștii pe care i-am avut, am sesizat nesustenabilitatea acestor propuneri. Drept pentru care am făcut o invitație, în primul rând, primului ministru de atunci, Grindeanu, pentru a veni la ora Guvernului, luni de la ora 18 în plenul Parlamentului, de a justifica sustenabilitatea programului de guvernare și a măsurilor economice, precum și a propunerilor de creșteri salariale, despre care noi am vorbit la acel moment, că România nu are bugetul necesar pentru a le putea duce. Primul ministru a declinat această invitație a noastră, drept pentru care am făcut o invitație ministrului de finanțe de atunci, domnul Ștefan Viorel, cu care de altfel am fost coleg în Comisia de Buget Finanțe și despre care, ca și profesionist, am o părere foarte bună. L-am invitat să explice sustenabilitatea programului și, în primul rând, a legii salarizării unitare, dar sigur și dânsul a refuzat, ba mai mult întâlnindu-le pe holul Parlamentului, mi-a spus, ce faci parlamentul cu interpelare, ce mă chem, ce vrei să spun acolo, nu știi că n-am ce să spun? Mai mult decât atât, atunci când s-a schimbat guvernul Tudose, care a locuit guvernul Grindeanu, m-am întâlnit pe holurile Parlamentului cu domnul Ștefan Viorel și l-am întrebat dacă pot să-l felicit pentru nou mandat de ministru de finanțe, nou guvern Tudose. Atunci dânsul mi-a spus că o seară înainte a fost invitat în cabinetul președintelui Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, conducerea centrală a BNR. Și a fost întrebată despre situația actuală și cum se întrevede situația României pe termen scurt și mediu. La care conducerea BNR-ului a spus foarte clar că dacă se merge în acest ritm, România riscă să intre în colaps. După acest lucru, a fost chemat domnul Ștefan Viorel și spus care sunt indicatorii macroeconomici, care e riscul, care este pericolul. Domnul Ștefan Viorel a spus, da, într-adevăr, este un pericol, este această discuție, o știu, direct de la dânsul, nu prin intermediar. Este o problemă, într-adevăr, pe indicatorii macroeconomici, în primul rând, pe rata de schimb și deficitul structural și că sunt probleme majore vis-a-vis de ceea ce se va putea întâmpla dacă nu se iau măsuri de a stabiliza. Și atunci a fost întrebat, bine, de ce nu ne-ai semnalat mai demult? Eu v-am semnalat, spunea dânsul, dar dumneavoastră mi-a spus că singura Biblia mea trebuie să fie programul de guvernare și să nu mă intereseze altceva. Și atunci l-am întrebat, ca să ajung la răspunsul pe care mi l-a dat vis-a-vis de întrebarea dacă să-l felicit, cum vezi mai departe, cum o să facem? Eu nu văd mai departe și nu pot să vă spun cum o să facem, pentru că nu o să facem, pentru că eu nu doresc să mai continui ca ministru de finanțe. Ca atare, nu știu, s-a mai regăsit în nou guvern, în guvernul Tudose. Un semnal puternic din partea unui om, chiar dacă înregimentat politic, pentru că guvernele sunt politice, dar a avut tăria să o spună. Deci un om din interior care a spus că România nu merge pe un drum bun. Mai mult decât atât, ați văzut zilele trecute că a fost demis consilierul principal a primului ministru, domnul Teodorovici, care de asemenea a fost un foarte bun ministru în ceea ce înseamnă Ministerul Fondurilor Europene. Eu l-am și văzut chiar ca pe un ministru de finanțe în actualul guvern sau chiar un ministru pe fonduri europene. Din păcate n-a fost să fie așa. În schimb, dânsul într-o ieșire publică legată de mediul de afaceri în care a spus că prin măsurile care se iau se descurajează libera inițiativă și faptul că România face împrumuturi aproape în fiecare lună pentru a asigura salariile și pensiile și faptul că nu se deblochează fondurile europene și nu se alocă fondurile guvernamentale pentru a se face lucrări, pentru ca firmele să aibă de lucru, pentru ca, într-adevăr, să existe angajați care să creeze venituri pentru familiile lor și care apoi să se ducă în întreținere, în consum și banii să se regăsească într-un circuit firesc, sunt semne proaste.
Mai mult decât atât, a fost întrebat atunci despre impozitul, dacă urmăriți, și cred că ați urmărit, pentru că vă interesează viața politică, economică, n-are cum să nu vă intereseze, pentru că ele vă influențează în mod substanțial viața, activitatea. A spus că și impozitul pe cifra de afaceri, dar și celelalte măsuri propuse de către guvern, îi se par nesustenabile. La o întâlnire la care a participat și domnia sa, a doua zi a fost demis, după cum ați văzut. Acum, sunt câteva lucruri de care eu am dorit să le discut cu dumneavoastră, pentru că inclusiv din iarnă, atunci când reprezentanții mediului de afaceri, în primul rând din marile orașe, a marilor întreprinderi, a multinaționalelor, au ieșit în stradă obligați de ordonanța 13, s-a creat așa cumva o antipatie nejustificată, aș zice eu, vis-a-vis de mediul de afaceri. Eu cred că lucrurile trebuie respectate și puse într-o matricea lor firească. Și cred că trebuie să vedem partea reală, exact cum se întâmplă lucrurile, și nu cred că prin măsuri antieconomice, antiliberale, reușim vreo vendetă guvernamentală împotriva mediului de afaceri. După cum știți, după informațiile pe care le avem de la Ministerul de Finanțe, Guvernul în momentul de față trece de la o fază euforică de instalare la o fază de disperare, în sensul că deja au sesizat că pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie nu mai sunt bani pentru salarii. De aceea asistăm acum la toate aceste discuții legate de impostul de cifra de afaceri, taxa de solidaritate, impostul pe gospodării, suprataxarea produselor care sunt considerate nocive, interdicții pentru cei care au două insolvențe să mai facă afaceri, plata contribuțiilor pentru asigurări sociale pentru cei care lucrează part-time și am înțeles că a și intrat în vigoare, nu? Adică chiar dacă lucrează cu două ore, ești obligat ca contribuțiile să le faci la salar întreg pe venitul minim, nu? Așa este, da? Deci sunt suprataxarea introdusă în domeniul energiei și comunicațiilor. Deja sunt niște probleme care arată că guvernul este obligat să scoată bani din piatră seacă pentru ca să poată să treacă în etapa următoare. De altfel, poate ați auzit că a fost lansat PNDL-ul 2, programul de lucrări. Vreau să vă spun că pentru PNDL-ul 2 nu sunt bani în acest an, nici 10%. Adică, practic, acele lucrări care nu au proiectele tehnice făcute, detalii de execuție, licitațiile și începutul lucrărilor, nu au nicio șansă anul ăsta să finanțeze din fondurile. Deci, cele care sunt începute, acele au șanse să se mai finanțeze. Pentru că acei bani sunt virtuali, sunt niște bani care, în fapt, nu există. Și am să vă dau un exemplu. Există sub o treime din fondurile alocate pe PNDL pe cei 4 ani. Știți că e făcut un program de dezvoltare locală, un program foarte bun, care e lansat de prin 2010, se numea atunci PNDI, Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, acum se numește PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală, un program bun, un program susținut de bani guvernamentale în limita bugetului alocat, care să ajute la dezvoltarea localităților. Apă, canal, școli care n-au autorizații, drumuri, podețe și așa mai departe. Numai că, la fel într-un exces de bum-bum, de a arăta că se poate, s-a făcut un program pe 4 ani, majoritatea, adică în jur de 70% din fonduri trebuie să fie pe credit de angajament. Asta ce înseamnă? Că eu trebuie să-mi găsesc o firmă ca să fac lucrările, să-mi fac eșalonări pe 4 ani, firma respectivă să înceapă să facă lucrările și să aștepte să primească banii. Mă întreb eu, câte firme se vor băga în așa ceva? În primul rând, trebuie să ai o susținere bugetară proprie
și să poți roti pe principiul în care am desfășurat fondurile europene în perioada 2007-2013, să poți roti pe sume tampon, astfel încât tu ai să ai tamponul ăla de început și să poți să începi lucrările și când îți vin banii, cumva să te refinanțezi. Ceea ce e foarte simplu pentru firme, pentru că dacă ei, agenții economici, nu au o predictibilitate, pot foarte ușor să se ducă în cap. Adică pot foarte ușor să bocheteze cu faliment. Ceea ce înseamnă că trebuie să avem o foarte mare grijă. Pentru că, până la urmă, mediul economic este cel care creează plus valoare. Cel care plătește taxele, impozitele, în mod substanțial. Aveam o discuție, eu vin dintr-o familie de bugetari și sunt bugetar. Dar am avut norocul să am foarte mulți prieteni din mediul de afaceri care mi-au explicat cum funcționează, cum se desfășoară activitățile acestea. Și am înțeles spiritul, până la urmă, și a desfășurării activității economice, dar și a contributivității. Și aveam discuții cu colegi din mediul bugetar, care îmi spuneau așa, bun, dar nu suntem și noi contributori, nu suntem și noi plătitori și de taxe și impozite. Și eu le-am explicat la vremea aceea, mulți s-au supărat pe mine. Batalia este adevărat, numai că cumva e o plată indirectă. Plata directă se face din ceea ce mediul de afaceri creează plus valoare și se duce către buget. Apoi din acei bani se finanțează cheltuielile de personal, de întreținere, de funcționare în sistemul bugetar. Iar din acele cheltuieli, la rândul lor bugetare, sunt contributori și plătesc taxe și impozite. Sigur că toată lumea plătește. Dar trebuie să mergem nu doar la cureaua de transmisie, ci la motor. Motorul este, fără doar și poate, mediul de afaceri. Este cel care întâmpină greutăți de la o etapă la alta, și care trebuie să găsească soluții. Am văzut în ultima perioadă foarte multe firme închise, pentru că nu mai simțeau într-un viitor o șansă. Și atunci, cumva, pe principiul urmării suferințelor, au încercat să închidă acum și dacă se va mai ivi ocazia să vadă mai încolo ce se întâmplă. Eu ar vrea să vă dau și câteva date care stau la baza lucrurilor pe care vi le-am spus. Datoria externă a României se află în acest moment în cel mai ridicat nivel din decembrie 2014. A crescut cu 1,88 miliarde de euro doar în primele 5 luni. Investițiile statului au scăzut cu 54% comparativ cu anul trecut și sunt cele mai mici din ultimii 10 ani. Păi când vorbim de investiții, dacă nu avem investiții, nu avem lucrări în execuție. Nu avem lucrări în execuție, nu avem firme care să execute. Nu avem firme care să execute, nu avem o piață a forței de muncă diversificată și activă. Nu avem acest lucru, nu avem plăți de salarii. Nu putem vorbi de plăți indirecte, taxe și impozite. Nu putem vorbi mai departe de introducerea banilor în consum, în circuitul acela firesc. De asemenea, vreau să vă spun că companiile străine și-au redus investițiile directe în România cu 13% numai în ultima perioadă. Sigur că, neavând un mediu propice, predictibil, investitorii sunt continui să plece din România, având din ce în ce mai puține oportunități. De asemenea, s-a spus că se încearcă un sprijin puternic pentru medici. Vedeți că și acest lucru s-a decivesat, s-a prorogat, s-a diminuat procentul, de aceea și specialiștii buni din domeniu își vor căuta în continuare o șansă în altă parte. De asemenea, vreau să vă spun că zona Moldovei este complet ignorată. Moldova, după cum vedeți, este bună doar în campaniile electorale. Majoritatea sumelor s-au dus în special către Ardeal, acum majoritatea sumelor se duc către partea de sud. Acum, noi nu spunem că fiecare parte a României nu este importantă. Dar eu mă întreb când vine și rândul Moldovei. Și dacă nu o să fim din ce în ce mai mulți care să ridicăm glas în acest sens, acolo unde este liniște și pace, acolo nici atenția nu se îndreaptă.
Este o vorbă din străbun, da? Copilul care nu plânge, măsa nu-i dă să sugă. Aici am avut și mai multe interpelări, dacă vă aduceți aminte, și de Autostrada Unirii, Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș. Aici, într-o interpelare pe care am avut-o, am obținut și o promisiune că va fi introdus într-un termen relativ scurt, acum aștept să văd noțiunea de relativ, pentru că ne dorim ca măcar studiile să pună la punct această poartă către Occident a Moldovei. Moldova este destul de izolată. Eu discutam și aș vrea pe această cale să vă spun un lucru. Să știți că în ultimii ani, și poate unii o recunosc, alții nu o recunosc, că prea puțin îmi pasă. Pentru că eu știu realitatea. Roma nu, din punct de vedere a atractivității, a crescut și a reușit să creeze un centru de interes. Gândiți-vă că, vă dau un exemplu, orașul Bacău, care e un oraș dublu față de Roman, da? În timp ce investitori își închid porțile, iar alții își îndreaptă atenția către Roman, putem spune că la Roman avem în momentul de față trei mari obiective care se construiesc în acest moment și care unele se vor finaliza până la sfârșitul acestui an și altele anul viitor. Vorbim de a doua unitate de producție a TRV-ului din Roman, care în perioada imediat următoare va trebui să angajeze 500-600 de locuri de muncă. Să acopere 500-600 de locuri de muncă. Adică nu e puțin lucru pentru Roman. Vorbim despre platforma logistică Lidl, care de asemenea e într-un stadiu avansat de proiectare, lucrările vor începe în curând și acolo, într-o primă etapă, vor fi nevoie de 300-400 de lucrători. Vorbim de al doilea obiectiv, Profi, al doilea depozit și centru logistic, care și acolo vor avea nevoie de 300-400 de locuri de muncă pe care să le ocupe. Adică dacă facem un total, am putea vorbi în mai puțin de un an de zile de 1500 de locuri de muncă la Roman. Eu vă spun că municipiul Roman în acest moment n-are potența de a asigura aceste locuri de muncă. Aceste locuri de muncă vor trebui să fie asigurate cu oameni din comunele din jur sau din orașele defavorizate din jurul Romanului. Și mă refer aici la Pașcani, la Târgu Frumos, la Negrești, orașe care suferă foarte mult și unde nici nu se întrevede o dezvoltare economică în perioada următoare. Așa încât, fără niciun fel de falsă afirmație, pot spune că Romanul e liber de șomaj. Pentru că dacă sunt oameni care cu adevărat vor să muncească, nu cred că în Roman nu-și găsesc un loc de muncă. Știu de la foarte mulți dintre dumneavoastră că vin oameni care, când doriți să angajați și faceți anumite perioade de recrutări, oameni care vin din pensionare. Foarte puțini tineri care o parte pleacă, o parte își găsesc locuri de muncă aici. Păi, eu mi-aduc aminte și când lucram ca primar și când vedeam cineva pentru locuri de muncă în audiență. Și spunea, știți, domnul primar, aș vrea un loc de muncă, dar eu nu pot cu spatele, că mă doare, piciorul nu pot stau mult în picioare. Dar dacă aveți nevoie de un om așa să supravegheze, să vadă cum merge treaba, bă, tata e de supravegheaz cum vede treaba, m-a ales lumea pe mine. Eu fac treaba asta. Tu, dacă vrei un loc de muncă, îl putem găsi. Da, dar n-aș vrea o muncă fizică. Bun, atunci, în ce domeniu ești cerez? În fizică, în matematică, în științe? Ca să știu în ce domeniu te pot atesta ca academician. Păi tu dacă ai maxim o școală profesională, că mulți zic, dar nu sunt locuri de muncă bine plătite. Păi fiecare vine la un loc de muncă și întreabă ce salariu dați, câte zile de concediu, unde trebuie să stau, dar nu zice ce trebuie să fac și ce ar putea să fac eu pentru locul ăsta de muncă. Și atunci eu, domnule angajator, îți spun cine sunt, ce știu să fac, dumneata îmi spui de ce ai nevoie și discutăm pe un salariu care să reflecte munca mea. Puțin găsești oameni de aceștia care, într-adevăr, să vină și să-și susțină abilitățile, competențele și ulterior, sigur, să negocieze conform profilului lor. Vedem și în mediul rural ce se întâmplă. Datorită
acestor ajutoare, care din anii 90 tot s-au dat, am încurajat spre nemuncă. Și omul zice, păi dacă vii să muncești, să cosești la mine sau să prășești cât îmi dai, păi pentru atâta nu merită. Să mă duc la Cluj, mă bea un rachiu și oricum mă trece pe caiet la sfârșitul lunii aici și o să mai rămână poate și ceva. Adică eu cred că această stare de fapt trebuie să se încheie. De altfel, noi vom intra cu o propunere în toamnă. Când zic noi, mă refer la Partidul Național Liberal, la parlamentarii Partidului Național Liberal, prin care vom face următoarea propunere. Dacă ești în ajutor minim garantat și îți identificăm un loc de muncă, conform pregătirii și profesiei tale, și l-ai refuzat, să crezi dreptul de ajutor minim garantat. Pentru că altfel nu putem să încurajăm munca. Atâta timp cât tu spui că poți să stai degeaba și să primești niște bani. Sigur, nu ne referim la cei cu handicap, nu ne referim la cei orbi, la cei șchiopi, la cei care sunt inapți în sensul curat și drept al cuvântului. Dar ați văzut și în țară câte cabinete medicale au fost luate la cercetat pentru că s-au dat anumite atestate de handicap, oamenii erau bine mersi sănătoși, conduceau mașini, dar ei erau declarați aproape orbi și luau acel ajutor de handicap. Trebuie să înțelegem că lucrurile astea nu mai pot continua. Trebuie să înțelegem că suntem o Românie membra a Uniunii Europene, o Românie membra a NATO, o Românie care se dorește un partener strategic atât pe Europa cât și la nivel mondial, o Românie care se dorește respectată. Păi când ieșim în față cu astfel de lucruri, nu putem să cerem să fim respectați. Când noi pe noi nu ne respectăm, și când sunt noi pe noi, adică cei care decid pentru cei care într-adevăr muncesc și se implică. Și atunci eu cred că munca trebuie readusă din nou la acel nivel de valoare autentică. A fi respectat omul care într-adevăr muncește și nu cum s-a ajuns în ultima vreme să fie respectat sau invidiat șmecherul. Șmecherul trebuie să fie cel care este pus la punct, iar omul care muncește, acela să aibă cu adevărat drepturile și să poată să bucure de rezultatele muncii sale și de ce să nu să și să progreseze în carieră. De această cale eu lansez o provocare așadar pentru o discuție liberă pe care aș dori-o, dacă se poate, cât mai concretă și mai punctată, pentru a încerca la sfârșit să cuantificăm și apoi în luna septembrie ceea ce noi în toate dezbaterile pe care le facem în țară, le așezăm pe o tablă, să putem materializa măcar câțiva vectori importanți pentru susținerea mediului economic. Cred că se impune acest lucru să-l facem. Și dacă nu acum, într-o perioadă care începe să prefigureze o perioadă grea pentru România, atunci când? Și dacă nu cu dumneavoastră, cu mediul de afaceri, atunci cu cine? De aceea, eu astăzi aș vrea să deschidem o dezbatere legată de puncte pe care dumneavoastră le-ați constatat prin activitatea curentă, legat de propuneri pe care le puteți avea pentru ca ele să se materializeze într-un program de susținere a mediului de afaceri. Dacă în guvernul trecut am avut un ministru care a încercat să sprijine și a venit din mediul de afaceri și am înțeles eu că în lumea mediului de afaceri mare era destul de cunoscut. Acum avem un ilustru necunoscut care nu prea are tangențe cu mediul de afaceri decât prin aceea că este ministrul mediului de afaceri. Dar nu e o problemă, că am mai avut noi și ginecologi la industrie, am mai avut și electronici la agricultură, așa că noi suntem țara tuturor posibilităților. Am vrut să creez un preambul și să vă dau câteva lucruri despre ceea ce trăim cu toți în momentul de față, lucruri pe care sunt convins că dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, și v-aș invita să vă expuneți câteva puncte de vedere, cum vedeți lucrurile, de ceea ce vă loviți. Probabil ați văzut că conducerea ANAF-ului a fost decapitată datorită nemulțumirii guvernanților că nu se colectează sumele la buget. Am înțeles că vor urma niște întâlniri
cu noua conducere a ANAF-ului, plus instruit la nivelul județului, după care fiecare cum poate. Nu mi se pare că trăim totuși într-o țară în care să reintroducem haiducia, să luăm de la cei bogați, dăm de la cei săraci. Aș considera că cei care muncesc trebuie să aibă. Noi nu suntem de acord nici cu taxa pe solidaritate, pentru că această taxă spune de la cei care realizează un venit mai mare să se ia și să ducă banii într-un cont. Omul ăla muncește, poate are două joburi, omul ăla poate nu, noaptea nu doarme, poate gândește și își face diferite proiecte de dezvoltare. Eu cred că trebuie să încurajăm munca, iar banii câștigați corect, cinstiți prin muncă, să fie acelui care îi și realizează. Iar astfel de taxe pe principiul de a lua de la bogați și a da la săraci, au fost haiducii pe care noi i-am creat ca niște personaje istorice deosebite, dar ei practic erau niște loturi, niște coțerate. Și nu am dorit să se ajungă ca mediul de afaceri să reprezinte moșerimea de la care ANAF-ul, haiducii, să vină să ia ca să dăm ajutoare sociale la cei săraci și care mulți dintre ei au putere de muncă. Și ne aducem aminte cum veneau și își luau și unele ajutoare sau unele alimente cu taxiul și așa mai departe. Cred că lucrurile trebuie să intre într-o normalitate, cu tot riscul și trebuie spuse aceste lucruri odată pe lume și trebuie luate niște măsuri ca România să poată să schimbe pe un drum mult mai coerent, mai predictibil și mai sănătos și din punct de vedere a mediului de afaceri. Eu vă mulțumesc și vă invit la discuții. Domnule primar, domnule deputat, eu vă mulțumesc pentru invitație. Eu mi-aduc aminte că acum câteva luni atrageam atenția că mediul afacerii din Roma este pe un trend descendent. Aș vrea să plec de la următorul lucru. Eu consider că cei care lucrează la buget, profesori, medici, eu știu, toți cei care sunt în sistem să fie plătiți foarte bine, dar asta numai dacă au niște criterii de competență și niște ținte foarte clare. Să fie profesioniști. Nu mi se pare normal ca de foarte bună, de știu, de așa ceva, să vorbește de salarii pentru bugetari. Tot respectul. Salarii cât mai mari, dar pentru cei care merită. În schimb, pentru noi care suntem în privat, noi suntem ciuca bătăilor. Vrem, nu vrem, asta e realitatea. Eu nu-i cazul să dau exemple concrete, dar vreau să vă spun că mediul de afaceri în România a fost decapitalizat în ultimii 2 ani de zile într-un mod drastic. Nu mă mai miră pe mine cel puțin faptul că spune că nu mai sunt bani. Domnule, nu se poate face un buget pe taxe și impozite. Atâta timp cât nu sunt investiți, când nu sunt bani, când nu se muncește, nu putem avea pretenția că putem trăi bine. Pentru cei care controlează, care ne controlează într-o formă sau altă, probabil că e pe moment să simt bine, dar de fapt ei stai singur clacă sub picioare, pentru că le vine și la rând. Nu o să mai fie bani de buget, pentru salarii. Noi cel puțin poftim, închidem, trimitem oamenii acasă, ne apucăm să dăm cuva. Cel puțin să facem ceva. Deci ce o să facă ei, problema lor. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun următorul lucru. Am citit pe Pnl-ul ăsta și vă spun sincer că am un gust amar. Nu știu care sunt criteriile care s-au dat banii în Roma. Cert este că momentul de față, eu personal n-am nicio lucrare în Roma, lucrez pe lângă Roman, asta este, nicio problemă. Dar ce facem cu acești oameni care nu muncesc? Nu mi se pare normal că vii rupt de oboseală de la muncă, cei de lângă tine se distrează, beau, mănâncă până la 3-4 noaptea. Nimeni nu spune nimic, nu e nicio măsură. A doua zi pleci la muncă din nou cu problemele care sunt din ce în ce mai mari, oamenii pe bună dreptate cer salarii mai mari și atunci te pui, ești în situația în care nu poți să plătești pentru că n-ai de unde. Cum e posibil să spui să dai salarii la nivel european? Deci 1000 de euro. Eu aș da și 3000 de euro la oameni, dacă aș avea de unde. Dar atâta timp cât licitațiile se la prețul cel mai mic. Păi vă dau un exemplu. În Germania. Eu fac parte într-o organizație cu nemții. Știți cât ești ora de muncă calificată în Germania? Pleacă de la 28 de euro. Noi suntem la 2 euro. Păi aceea ce diferență? Aș vrea să dau 3-4 mii de euro la oameni. Vă dau cuvântul meu că n-aș avea niciun fel de reținere. Dar n-ai de unde. Pe de altă parte, o chestie extrem de gravă care nimeni nu spune nimic. Copiii ăștia care sunt needucați, n-au meserie, n-au viitor, n-au nimic. Eu în momentul de față la mine la firmă vă rog să mă credeți că vreau să angajez copii care se vin să muncească, nu vor să muncească.
au marasmul ăsta, mirajul ăsta că pleacă în Germania, pleacă în Italia, mașini și așa mai departe, ei nu știu să facă nimic. Avem un sistem de învățământ absolut retrograd. Vă dau un exemplu, la nemți. Vreau să vă spun că dacă bugetul României pe anul 2016 era în jur de 700 de miliarde de euro, în Germania, meșteșugarea din Germania, care înseamnă în proporție de 6%, făceau 500 de miliarde de euro. Asta e diferența. Dacă nu mergem la chestiile concrete, nu mai trebuie să vorbim mult. Trebuie să luăm măsuri concrete, pentru că, fraților, mergem la baie, clar. Eu vă spun că asta, eu mă uitam dimineața la televizor și toată lumea se stă, spunea, dom'le, nu sunt oameni la mare. Bă, oameni buni, dar oamenii nu au bani. Nu poți să faci taxe și taxe și taxe fără să vii cu ceva în economia reală. Trebuie infuzii. Probabil sunt cei care, evident că cei care sunt aleși trebuie să-și facă treaba, dar trebuie să vadă totuși realitatea și chiar vă mulțumesc pentru invitația noastră, domnul deputat, trebuie să vedeți talpa. Talpa este disperată. Decapitalizarea firmelor românești este de cel puțin un an jumătate, doi. În care cu zâmbetul pe față vine și te execută. Nu, repet, nu vreau să dau elemente concrete, dar știu, am cel puțin 2-3 colegii mei care sunt disperați. Bun, dacă o să meargă așa în situația asta, foarte bine, o să închide. O să trimite oamenii acasă și ce o să facem? Ok, asta, dacă asta se dorește. Dar eu vă spun și vă repet, tinerii nu vor să muncească. Munca la negru este din 5, domnul Repăra. Nimeni nu se duce în acele, în acel fiind constructor, vă dați seama că ăsta e segmentul meu. Vezi o casă care se face o vilă, lucrează 3, 4, 5, 6 oameni. Nu există cineva, autoritate din țara asta care se bată la ușă, spun, domnule proprietar, dumneata, de ce ai angajat la negru oamenii ăștia? Și știți care e paradoxul? Că acești oameni care lucrează la negru au prețuri mai mari decât noi firmele private. Și firmele private stau și slujă în fața controlului și spun, da, să trăiți, aveți dreptate. Eu am avut o chestie anul trecut, când lucram la Roma Vodă și îmi pica grinda de susținere de acolo, vine interviul și mă execută. De ce? Pentru că n-am vrut să dau șomaj la un om care nu vrea, nu merita șomaj. El m-a reclamat la ITN și a stat 3 săptămâni în control la ITN. Evident că faci drumul Roma, gata, eu când mai munceam. Pentru ce? Când am vrut să dau drumul la un om șomaj, a spus, frate, am nevoie de tine, că trebuie să muncești. Gândindu-mă eu că statul român are cumva grijă de mine să mă ajute. Nu mă ajută nimic cu nimic. Cine are altă părere, chiar vreau să o spuneți. Eu vă rog să mă credeți că nu mi-este frică de nimic. Decât de Dumnezeu. Eu vă spun că suntem disperați. Suntem decapitalizați și într-un perioadă foarte scurtă de timp, noi vom fi la pământ. Vor fi și oamenii noștri. Oamenii noștri au familii, au copii, au rate, au bănci. Cine se gândește la ei? Eu sunt tare să muncesc 24, dar mi-e din ce în ce mai greu. La Lidl te duci munce. Doamne ajută. Da, mă scuzați, dar sunt mai multe de spus. Dar... Mulțumim mult. Da. Mulțumim dacă mai dorești în ceva. Dar spuneți frumos. Domnul Popa. Atât primăria Romanului, cât și domnul deputat arată că nu ne uită și nu vine proiectul la noi și ne ascultă. Și noi avem un număr pe care să facem. Poate că deodată așa mai patos, dar astea vremuri, din păcate. Acum, problema de decapitalizare, ea vine ca urmare a unei probleme, cel puțin pe sectorul meu, industria de confecție, să zicem. Eu mă simt puțin uitat de statul român. Pentru că roate în jurul meu, de exemplu, există colonia în care salariul minim este la 475 de euro. Ungaria are 415 euro. Bulgaria este singura țară care este sub noi ca salariu minim și totuși ungurii vând confecții foarte bine în România. Polonezii vând confecții foarte bine în România și atunci mă întreb și eu, dar statul român nu colectează taxe și de la cel care vine în țară, cum poate să fie, eu fac un costum de damă, da? Cum poate să fie un costum de damă din Polonia, același material, că avem aceleași surse de aprovizionare,
să fie mai ieftin adus de acolo aici, să fie mai ieftin decât ceea ce produc eu, pe planul cap. Da? Și atunci mă gândesc, există un trafic de frontieră, nu mic, foarte mare, care în sectorul meu înseamnă zona Turcia, frontiera nord, Polonia, Ungaria, unde statul român pe mine nu mă, nu pune umbrelă. Eu plătesc taxe, impozite și tot atunci ca să am un cadru legal, să pot să plâng pe umărul unui polițist că mă atacă cineva, să pot să spun, domnule, uite, ăla mă concurează neloial. Și să pot să spun că, de exemplu, industria textilă este în România, din totalul industriei, deci industria ca aport în PIB, este acum undeva în jur de 25, maxim 30%. Restul mai vine agricultură, IT, hoteluri și, mă rog, din ce mai este productiv. PIB-ul ce înseamnă? Înseamnă valoarea producției industriale, da? La un moment. Păi cum să am o producție industrială de o valoare mare, dacă eu mă concurez la negru cu produse care vin sub valoarea mea de producție? Da? Câteodată apar niște magazine în care mă uit, sunt niște bluze la care nici măcar materialul nu costă cât costă produsul finit. De ce? Deci, cred că o colectare foarte bună se poate face și se pot aduce niște bani la buget și protejăm interiorul, ajutând oamenii de afaceri din domeniu. Deci, industria textilă este o industrie foarte puternică în România. Deci, există foarte mult personal angajat în industria asta de confecții. Este o industrie mare. Lomul este foarte puternic în România. Poate să fie mai puternic. Poate să aducă mai mult la buget. Putem să ne susținem produsele și putem să nu mai mergem pe un profit mic. Eu sunt obligat acum, de exemplu, nu am nimic împotrivă. Ok, crește salariul minim. Dar ce se întâmplă? Mi se duce și mi se apropie cu cel de calificat. Deci eu aveam un calificat la care îi dădeam 1700 brut. Da? Acum a venit la un necalificat, îi dau 1450 brut. Eu nu pot să mă duc. La cel care îi dădeam 1700 să-i dau corespunzător 20% creșterea din așa plus asta, nu pot să-i dau 35% plus. Care înseamnă, e lor. Eu ies de pe piață cu produsul meu. Eu vreau să-i dau, cum spune domnul Eugen, vreau să-i dau 3000 de euro. Vreau să aibă mașina lui la mea parcată. Dar n-am cum. De ce? Pentru că nu am o protecție asupra produselor neconcurențiale. La fel în toate domeniile sunt convins. Deci nu cred că, având prețurile în construcții așa de mici, să nu avem contracte în România. Nu există, nu se poate. Dar de ce? Pentru că există portițe în contracte prin care tu ești scos afară și într-o altă firmă care are prețuri mai mari, vine din afară și te angajează tot pe tine cu forța ta de muncă. Aia e așa că ia să deci, eu cred că aici ar trebui și cu, la fel cum este în construcție și în confecție. Deci, eu plătesc taxe și impozite. Eu știu locuri în Roma, în jur, unde se face un îmbrăcământ, unde se produce, unde se încasează, unde e o fabricuță, dar care nu are nimic de a face cu legile românești. Și acolo, cum spunem, da? Căutări personal calificat. Păi nu-i, că el lucrează dincolo, că el are treaba lui. Dar el nu plătește dări la stat, nu plătește TVA, nu plătește nimic absolut. Deci, părerea mea este că dacă reușim să scoatem din ceea ce înseamnă lucru în particular, pentru că acum noi toți suntem pe piață, ne știm, ne vedem ochi în ochi, avem firme, avem sedii, suntem acolo, plătim taxe, plătim impozite, ne-au călcat, au venit peste noi, ne-au văzut odată, de două ori, de trei ori, ne-au amendat, ne-au pus la punct. Dar haideți să ne uităm vreodată în jur și să-i aducem la suprafață, să ne concureze pe noi. Că de asta n-avem cu cine, n-avem cu ce, pentru că sunt după un gard, sunt după o ușă, ei sunt vizibili. Dar haideți să facem în așa fel încât să avem niște echipe care să-i facă să fie vizibil. Așa cum intră la mine în curte, cu pistolul la teacă sau așa, de ce nu este echipa care să intre, domnule, cioc-cioc, aici lucrați ceva. Ia să vedem, aveți autorizație, aveți angajament, aveți plătiți, faceți ceva pentru statul ăsta român, care vă ține în granițele lui. Mă scuz, domnule, știți care e paradoxul? Ce să spun? Că n-au cadrul legal. Ca să-i controleze pe cei care duc la muncă. Îi trebuie făcut, că se plăteau. Un lucru care ce vreau să-și iau. Deci nu-i posibil așa. Da, mulțumesc mult și... Mulțumesc. Am mulțumesc. Mulțumim, domnul Hova, dacă mai sunt alte intervenții.
Dacă era și tot în regulă, perfect atunci. Da, domnul Biciuși. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum vă spuneam și în întâlnirea noastră de dinainte, ar trebui găsit un cadru legal și, în primul rând, putem începe și cu autoritățile locale. Discutam despre cei pe care noi îi susținem, asistații sociale. Sunt și bun de muncă. În zona Romanului, și aveați dreptate și noastră, nu mai avem, în primul rând, forță de muncă și forță de muncă calificată. Au dispărut școlile de arte și meserii. Și domnul deputat vine din sistemul bugetar și învățământ și prin mine, Dumnezeu, au trecut de atât de multe generații. Nu toată lumea e făcută să meargă la facultate. Că o să avem o țară plină de ingineri de nota 6, de medici de nota 6 și mai vedem și reclamele alea frumoase. Am terminat facultatea și plec la supermarket. Nu e ok. Nici aceste investiții care vin, cred că o să aibă o reală problemă cu forța de muncă. Au să vină și în alte locuri și automat taxelor și impozitele cred că vor pleca în altă parte din ceea ce câștigă. Iar noi nu avem personal calificat cu care să lucrăm. Venisem cu o propunere la dumneavoastră să găsim un cadru legal în așa fel încât din banii care pleacă pe asistatul social, găsim o soluție, îi se dă o sumă de bani. Haideți să găsim o soluție să-l pun să muncească eu într-un cadru legal, să-i confirm că face orele respective și diferența pentru un program normal, din câte știu eu, are un program redus prin anumit număr de ore. Pe diferența dacă e apt de muncă și ok, haideți să-l plătesc eu până la salariul pe care îl merită, poate și calificat și necalificat, și să vă confirm eu ca instituție că el și-a făcut numărul de ore și să poată fi plătit. Deci care este propunerea dumneavoastră pentru cei care... Deci pentru asistații sociale, care sunt și calificați și necalificați. Într-un parteneriat public, dau un exemplu, eu mâine am nevoie de 10 muncitori necalificați pe perioadă de 6 luni. Ne acord să vină ca o subvenție din partea statului. Dacă el are nevoie și clar că pe diferit și automat... Faci la... E o propunere care poate fi discutată. Îl faci la privașul pe acest stat. Da. Dar în continuare, când am un salariu în șeric, vine și completează privat. Sau poți să-l facă prin intermediul unei școli profesionale sau unii... Dacă să nu este interesantă propunerea, dar trebuie un pic cuantificată în termeni juridici. Pentru că banii vin de la guvern. Banii aceștia de asistații sociale vin de venitul minim garantat, legea 416. Ei vin de la guvern. Niște bani bugetați din bugetul național care nu poate să bugeteze pe o persoană care să muncească într-un sistem privat. Înțelegi? Trebuie găsit o formă de privare, nu? Numit pompezul X. Se poate face pentru o firmă care are ca adăugitații angajare de oameni. Și așa întâlnirea să prezintă. Nu poate. Adică e cumva ca un stat tot s-a plătit omul ăla că muncește la tine. Nu, eu sunt de acord să-și facă numărul de ore. După care, dacă ele e bun de muncă, să-și facă numărul la telefon. Nu, eu cred că propunerea dumneavoastră s-ar cuantifica mai bine așa. El are venitul minim garantat, el beneficiază de banii aia de la stat, dar dacă el poate să mai muncească jumate de o normă în sistemul privat, să poată fi plătit fără a pierde ajutorul ăla social pentru care prestează orele în folosul comunității. Se poate ia vine ca asistat social, angajatorul primește suma. Ca să vin să fie... Dacă o subvenție. Da, așa da. Pentru angajator. Dacă el este apt de muncă în folosul comunității, da? E foarte apt de muncă și la mine. E la stații sociale, care până la urmă, să zic, ăla din șomaș primește 6 luni, 9 luni maxim cât primește el de la școală de șomaje. Și după aceea se oprește. Dar, sper, asistatul social poate să ia 2 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani.
impactul bugetar e mult mai mare. Eu consider că un om trebuie să fie plătit bine. Indiferent de nivelul. Un om când este la angajare, nu trebuie să fie el, eu știu, domnule, discut cu el de mini pe economie. Îi spun așa, domnule, ești bun, câștigi 3.000 de euro. Pentru că este psihoza asta. Nu mă duc la privat, că mă plătești prost. Total greșit. În momentul în care tu spui, domnule, eu spun așa, sunt bun de muncă, vreau să muncesc. După o lună de zile, mă gândesc la un cadru în care să-l determin. Domnule, cu un de zile vin și spun, domnule, meritul meu în firma mea, dar este din 3.000 de euro pe lună. Și dacă este bun, un pic, dacă este bun, atunci e ok. Adică, psihoza este următoarea. Nu mă duc să muncesc, nu-ți plăti prost. Aici e problema. La nivelul muncii lui și la nivelul negativ. Om are dreptate, chiar spune așa, domnule, cu minte, cu mine, am copii, așa. Dar se implementează, că vine, vede, tu plătești și prea. Așa e până la urmă și o concurență a pieții muncii, da? Ca și care poate gerenții un salariu mai bun sau mai prost. Ideea e alta care noi trebuie să scoatem în evidență. Faptul că statul nu trebuie să continue să plătească sume de bani pentru oameni care, deși sunt apți de muncă, preferă să stea acasă pentru anumite sume de bani. Ai fost dar azi, propunerea noastră care introducem în septembrie este, dacă tu asistat social, primești o ofertă cu un loc de muncă, conform competenții, abilităților tale, a pregătirii tale și tu îl refuzi, atunci să pierzi și dreptul de a mai încasa acel venit bine garantat. Eu zic că este o propunere corectă de natură liberală, dar și de natura unui mediu economic sănătos. Pentru că nu e corect să ții iedera pe copacul sănătos că sufocă. O să apară probleme. O să ceară să fie locul de muncă la 50 de metri de casă. Și abonamentul plătit. Da. Domnul Matu, vă rog. Pentru că la început a spus despre problema că faci oferit locul de muncă și cei care refuză nu m-a mai primit, îi spune, domnule, ți-am găsit loc de muncă la UNESCO, la OAT, la Popescu. Toată lumea l-a vrut. Te duci, îți dai el banii, eu nu-ți mai dau. Ai refuzat, stai fără bani. Cu atâta vreme. Asta era ideea. Deci a spus, are nevoie om, 6 luni, treci acolo. Are 3 luni, mă te duci, ai terminat. Fii nu-i de statul. E de ceva care lucrează. Asta e principiul. Și-am făcut și oameni să muncească și statul nu mai respectă bani. Și automat el generează impozit. Generează impozit pe leopardă. Plus, îi crește și unui stat de viață. Până aia se primește 3-4 milioane îți primește ajutorul social și la asta ies ei 12-13 milioane și îți iei un mai posibilitate de calificare. Așa e. Mai sunt și alte intervenții? Dacă nu am să-l rog pe domnul Achirloae să facă o prezentare, pornind de la Asociația Roman Domnii, care este un ONG al primăriei municipiului Roman, care s-a ocupat în trecut de gestionarea celor trei proiecte sociale care s-au dezvoltat la nivelul municipiului Roman și prin intermediul căreia dorim să stimulăm mediul de afaceri să vină în sprijinul comunității locale, în speță în sprijinul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Am să-l rog în același timp colegii mei să și împart această prezentare către dumneavoastră, în timp ce domnul Achidloae ne va spune câteva cuvinte despre acest proiect. Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin în fața dumneavoastră cu o propunere, așa cum spunea domnul primar. Într-o etapă anterioară am făcut un acord de asociere patronat, așa cum spun, de primăria Roman, între Spitalul Roman și Asociația Roman 2000. Acest parteneriat s-a născut din ideea faptului că dorim să sprijinim activitatea din Spitalul Roman și legal putem să o facem contribuind la acest lucru în mediul de afaceri prin sponsorizarea cu 2% din impozit, cu 20% din impozitul pe profit și persoanele fizice cu 2% din impozitul pe venit.
Și am profitat de această ocazie că sunteți astăzi aici și să vă aduc la cunoștință acest parteneriat. Așa cum vă spuneam, noi o să pregătim mai multe materiale și o să vă putem pune la dispoziție un draft de contract, condițiile, un ghid în care prezintă modul de desfășurare a acestui parteneriat și faptul că ne-ați dat adresele de mail, o să vă putem pune la dispoziție aceste materiale. S-a stabilit clar în acest protocol că toate sumele pe care dumneavoastră, persoanele juridice, cât și persoanele fizice care doresc să facă această donație, vor fi folosite doar pentru dotarea cu aparatură a Spitalului Roman. Știți foarte bine că în domeniul sanitar, sumele care sunt necesare unei activități decente sunt foarte mari, iar cele în zona aparaturii, la fel, sunt sume foarte importante. În ultimul timp nu am reușit să avem parteneriate cu Ministerul sau de altă natură pentru dotare, foarte puține. Am reușit totuși să mai avem sponsorizări și de la anumite asociații și fundații care au profitat de acest cadru legal și au strâns fonduri și ne-au donat și nouă aparatură. Tocmai de aceea eu astăzi vă rog să încercăm să sprijinim în acest mod Spitalul de Urgență Roman, de care cu toții beneficiem, adică a cărui servicii beneficiem cu toții și cred că faptul că acest lucru e deductibil și... Asta am vrut să spunem, hai să explicăm. Nu se înțelege că e o sponsorizare din partea firmei, nu? Nu. Se face printr-un contract încheiat între părți și este deductibil 20% din impozitul pe profit pe care firma oricum îl datorează. Asta trebuie să explicăm. Deci banii ăștia firma oricum îi dă. Numai că în loc să-i dă să-i dea într-o parte, poate să-i dea într-o altă parte. Așa, condițiile în care firma registrează profit. Da, clar. Asta e corect. Dacă nu registrează profit, clar nu. Știu, clar. Nu face obiect de sus. Mai vrem să știm și cum, permanent. Poate îți dau direct aparatul. Ce trebuie? Doamne ajută. Nu e nicio problemă. Fă listă cu ce vrei. Așa eu știu, dau bani într-un sac, eu știu ce faci tot. Da, așa știți ce face statul cu ei? Da. Așa e că asta statul nici atât nu știți. Aici măcar puteți să au fost chiar firme și persoane private care au donat direct spitalului. E o posibilitate, nu e nicio problemă. Oricum, acest protocol încheiat între spital și fundație se face clar în urma priorităților stabilite de spital și a ceea ce au stabilit medicii ca și priorități, iar cei din asociație, împreună cu primăria și cu noi, clar, avem tot interesul să luăm ceea ce ne trebuie, dar, așa cum a spus, nu e exclusă și varianta care... Poate fi donația făcută strict pe anumite secții, pentru care vom fără ar trebui, domnul Chirilaru, ar trebui pusă la dispoziție odată cu protocolul și cu toate trebuile și lista de obiective sau obiective care vor atinse. Și cineva poate să spună, domnule, eu sunt de acord să sprijin, dar eu din banii care dă vreau să obiectivul ăsta să fie realizat. Da, da, da. Și atunci omul să-și poată și personifica, dacă vreți, sprijinul pe care îl dă din acele sume deductibile. Așa este. Doar că în momentul în care acești 20% sunt, de fapt, sume care oricum firma le plătește ca și impozit pe profit. S-a înțeles. Adică oamenii să aibă cuvânt asupra prioritizării. El vrea o anumită secție, un anumit aparat. E din lista voastră de investiții. Și din lista voastră de investiții. Sigur, asta fără niciun fel de problemă. Okay. Eu aș vrea să vă mai consult pe o treabă. M-am sărit repede, încercat cu Leo Sumini, Slănin Alifasor. Așa, cum vedeți dumneavoastră, chiar mă interesează această parte a contribuțiilor pe care văd că se vehiculează tot mai mult ca ele să fie plătite de către angajat. Dar în schimb a ieșit și a spus că statul nu dorește să pună angajatul pe drumul, ci plata să se facă tot prin contabilitatea firmei care îi face rețineri și care se livrează la buget. Dar practic îi reține din venitul lui. Dar practic îi reține din venitul lui pe care dumneavoastră trebuie să-l majorați. Pentru că altfel ar însemna că în valoare nominală
venitul salarial se micșorează. Nu. Cum atunci? Este o mărire mascată a salariului brut. Pentru că mai tot e de. Pentru că din salariul la brut eu plătesc toată contribuția lui. Păi asta spun. Adică nu se întâmplă buzunarul altul. Nu. Înseamnă că eu mă încarc cu niște cheltuieli salariale mai mari. Pentru care am să plătesc și TVA mai mare și așa mai mare. Dar banii îi dai efectiv sau mică? Îi dau, nu mă interesează cu îi dau, că îi opresc lui sau mie. Lui pe hârtie îi dau salariul cu 35% mai mare. Da, deci... Ca și copii, tu trebuie să oprești de la el aceste lucruri. Exact. Ori îți duceam eu acolo oprești de la el. Deci îi fac o majorare mascată a salariului. Guvernul are promisiunii din majoritatea salariului minim. Și bănuiesc prin povestea asta, dacă eu spune, bă, contribuțiile angajatorului le bagi în salariul omului, sigur, tu, aparent n-ai o obligație suplimentară. Omul se bucură, zice, bă, uite, în loc de 1450, acum e 1700. Dar el în mână ia aceeași bani. Dacă pe tine, agent economic, îți crește efortul bucul salarii... Nu, pe n-are cum. Nu, domnule. În aceeași crește salariul brut al omului, atât. Atât. Deci el vine și spune că salariul lui e mai mare. Și în plus la fel. Ia și la fel. Da, dar el ca firmă. E aceeași lucru. Pentru că obligații limitate ale angajatorului le mută la salariul. Da, dar în economia, contabilitatea generală a firmei nu se influențează creșterea salariului al angajatorului. Da, are și. Cheltuiala mai mare a mea. E a lui. Nu? Da. Crește cu TVA. Nu, nu mai știu. 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 Dar spuneți, cheltuiala, dar scade cheltuiala cu taxele angajatorului aferente salariilor. Deci, agentul economic, din punctul meu de vedere, dacă îmi permiteți... Dar chiar vă rog! Aici, angajatorul are singurul avantaj că angajatul conștientizează cât este, de fapt, aportul lui din salariu către statul român. Și el va vedea că pentru, nu știu, 15 milioane, 1500 de lei câștigate, de fapt, statul îi ia lui încă 10 milioane, să aici cât îi iasă. Deci asta e singurul avantaj. În rest, nici nu se pierde, nici nu se câștigă și poate în raportez, cum zicea domnul Mihai, s-ar putea salariul mediu în România să fie de, nu știu, 600 de euro, nu de 400. Asta e imaginea. Asta e ca imagine, e posibil să fie așa. Dar în rest, nu câștigă și nu pierde. Este tot noi plătit. Este o creștere a salariului brut sau? Este o creștere a salariului brut concomitentă cu o scădere a taxelor angajatorului. Adică bă, se mută de acolo. Deci, eu asta am întrebat. Se mută dintr-un buzunar în altul? Da. Nu, în același buzunar, că tot a statului român în bani. Nu, nu, nu. Din punct de vedere a viramentelor. Sunt mai mari viramente. Sunt aceleași. Sunt aceleași. Înainte era 1250, acum e 1450, da? Dar nu-i vorba de asta. Dar nu-i vorba de asta. Eu vorbesc de 2020. E vorba de contribuțiile angajatorului. Care statul dorește să le mute la angajat. Ce faci? Te depelează pe tine de suma asta, dar tu oricum trebuie să o plătești. Că îi faci reținerea la sursă, ci pe ce reținerea la sursă partea angajatului, acum îi faci reținerea la sursă pe toată suma. Bun, și ea nu era procentuală? Da, dar pe atât la sursă din aia, atât la sursă din aia. E imposibil la un dat să genereze și nu știu. Eu asta zic, crescând valoarea brută. Dacă nu mă calculez, nu cresc. Exact, crești contribuția. Și a mea... salariat. Da, dar și a mea, deci eu, ca și angajator, plătesc aceeași sumă la stat și din partea mea și nu, din nu mai există, nu mai există. Nu mai plătești din partea ta. Nu mai e partea ta. Toată partea ta se transferă către angajat. A, s-o de așa. Exact, asta. Dar chiar să-l descurajez și are mărit de salariu. S-ar părea că plătească mai mult la stat. Deci, nu mai plătesc ca mult la stat. Haideți să ascultăm un pic și pe doamna Roșu, vă rog frumos. Cum? Este adevărat că așa se poartă discuțiile în momentul de față, dar aici, mă rog, cine va lucra, trebuie să aibă în vedere pentru impozitarea venitului net la impozitul pe salarii. Dacă rămâne deductibil 200, 300, cât este acum funcție și de numărul de persoane, valoarea brută este mai mare și categoric omului va crește impozitul pe salarii și va pleca acasă cu mai puțin bani de o pleacă acum. Okay. Adică statul
indirect, masca, practic, zice că nu deranjăm, nu facem, dar undeva o pierde. Așa nu pierde, doamnă, nimic. Nu pierde, doamnă. Eu zic că pierde tot firma, pentru că omul tot trebuie să-i dai salariul care l-avea și înainte mie. Nu pierde nici firma, domnule. Exemplu, 1000 de lei, da? Da. 30% dă firma. Și încă 30% dă salariat. Ca să poți să virezi cei 60% în contul salariatului, trebuie să-i mărești salariatului cu 30% salariul ca el să primească tot atâta mână, ca altfel îl micșorezi. Deci este o majorare mascată pe hârtie a salariului. Nu e mascată. E mascată, pentru că pe mine tot atâta cheltuie. Nu-i mascată. Omul tot atâta mână ia. Nu mai înseamnă contribuții de firmă și contribuții personale. Le-au băgat într-un singur sac. Oricum intră. Și el zice că o majora salariul minim pe economie. Nu, el spune că veniturile salariale sunt mai mari. Deci scade productivitatea muncii. Aici se bate. Unul are un salariu, 1.410. Mai plătesc eu, angajator, pentru 300 să zic. Da. Ei adună 1.410 cu cei 300 care îi dădeam eu statului. Da. Îi face 1.750. Exact. Îi aplică impozitul 1.750. Asta nu e bine. Asta nu e impozitul. Mine l-au dat mărit la fără. Nu înțelegi statul că știi cu impozitul care îl poli. Asta nu e bine, nu vrea să faci. Da, asta am spus. Cine să duce? Asta e bine. Noi vom veni cu un pachet la care lucrăm în această vară pentru Mediul de Afaceri. Sper în septembrie să ne vom prezenta și vrem să ne introducem ca un pachet legislativ pentru susținerea mediului de afaceri. Legat de coda unică și transferat mai departe pe ce înseamnă și CAS, adică să se păstreze coda unică de 16% peste tot, dar cu vectorizare în viitorii ani și de diminuare de scăderea acestea. Ăsta e un plan la care lucrăm în acest moment și sperăm în luna septembrie să putem să vă prezentăm așa ceva. Această punere în operă a
discuțiilor pe care le-am avut noi la nivelul Romanului, probabil ceilalți colegi parlamentari din și la nivelul întregii țări vom face, sau cel puțin domnul deputat, la nivelul conducerii Partidului Național Liberal, vor face o analiză a tuturor propunerilor care au venit din partea Mediului de Afaceri, după care sperăm să mai avem o întâlnire la concluziile trase cu propunerile pe care le facem, aduse într-o formă determinată, astfel încât să știți, la nivelul lunii septembrie-octombrie, când vom avea coagulat aceste lucruri, să știți cu ce vom merge noi în Parlament ca inițiativă liberală. Okay.